24 de județe au unul sau doi medici la 1000 de locuitori, iar două județe au sub un medic la 1000 de locuitori. Despre paradoxul sistemului medical românesc, în care țara noastră este campioană în clasamentul european la numărul absolvenților de medicină, dar foarte mulți dintre aceștia aleg să profeseze în străinătate. Vom discuta cu domnul profesor dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la noi în studioul 360 Medical. Bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să vorbim despre primul studiu pe care l-a făcut Colegiul Medicilor din România și vă felicit cu această ocazie, pentru că v-ați gândit să faceți un studiu și e de mare amploare. Vorbim de peste 8.000 de medici, despre percepția asupra burnout-ului, epuizarea fizică și psihică a medicilor în condițiile în care știm cât de greu le-a fost tuturor în pandemie și în special personalului medical. Din acest studiu a reieșit că 6 din 10 medici sub 35 de ani și-au exprimat intenția probabilă de a pleca din țară, unii dintre ei mânați probabil și de acest burnout. Aș vrea să vă întreb ce putem face pentru a-i menține pe acești tineri la noi în țară. Întâi, acest studiu, care, exact cum am spus, este cel mai amplu studiu făcut vreodată pe populația de medici din România, are relevat câteva lucruri, câteva direcții importante. În primul rând, rata de burnout, care este extrem de ridicată, între aproape 36%, risc înalt și foarte înalt. A doua direcție se referă la intenția de migrație externă, adică a fost întrebat medicii dacă ați pleca, dacă ați părăsi România, nu neapărat că se va și finaliza acest proces, dar este vorba de intenție. Și a treia direcție se referă la teama de conflict litigios, teama de malpraxis. Și exact cum a sesizat și dumneavoastră, cel mai rău, din toate punctele de vedere, stăm cu medicii sub 40 de ani. Medicii tineri, deci 27% din medicii României sunt sub 40 de ani și acolo avem cea mai mare rată de burnout, avem cea mai mare risc sau intenție de a părăsi România și 80%, aproape de 79%, au teamă, frică de malpraxis, frică de conflict litigios. Deci asta este populația cea mai expusă. Deci ce avem de făcut? Noi trebuie să înțelegem cauzele și va trebui să le luăm pe rând. Burnout-ul. De ce un medic ajunge în burnout? De ce? Pentru că întâi de toate presiunea, volumul de muncă mare, lipsa personalului și condiții de muncă precare. Toate acestea duc la epuizarea medicului. Legat de intenția de migrație externă, pe primul loc se află dorința, sau mă rog, nu dorința, ci chiar dorința medicului de a practica un act medical în condiții de siguranță pentru pacient. Și aici este infrastructura medicală deficitară. A doua cauză de migrație externă este lipsa respectului social. Și a treia, pe locul 3 se află venitul, se află salariul, beneficiile salariale. Aici lucrurile sunt puțin nuanțate. La populația sub 40 de ani, pe primul loc se află din nou infrastructura deficitară, dar în plus și dorința lor de perfecționare, dorința lor de îmbunătățire, de dezvoltare profesională, și realizează că acest lucru nu se poate întâmpla în România și atunci migrează. Vedeți, interesant este că vor să migreze spre exterior și nu neapărat spre interior, să spunem spre centrele universitare. Acest lucru oricum s-a întâmplat.
Pentru că, exact cum a sesizat dumneavoastră, noi avem 55.600 de medici. Dar marea majoritate sunt concentrați în zonele universitare. Deci deja acest lucru există. Avem 28 de județe cu sub 2 medici la 1000 de locuitori și 2 județe cu sub 1 medic la 1000 de locuitori. Deci deja acest lucru s-a întâmplat. Generațiile de medici care vin deja nu au loc. Ei își termină rezidențiatul într-un centru universitar, doresc să rămână acolo și dacă nu reușesc să rămână, atunci va prefera să părăsească România. Revenind la soluții, ce soluții există în momentul de față pentru a-i reține pe acești medici în țară? În primul rând, cred că ar trebui să facem ceva ce ține de noi. Și aici se referă la a elimina acea presiune care se întâmplă pe medicii tineri. Am primit întrebarea cândva de ce medicii tineri sunt atât de expuși la burnout. Sunt expuși pentru că ei n-au acea pregătire, n-au acea experiență, n-au acea uzură, acea rutină a actului medical. Și atunci, da, sunt foarte expuși pentru că ei sunt foarte implicați emoțional. Deci, cumva ar trebui să reducem această presiune pe ei. Infrastructura medicală este dorința tuturor. Indiferent de vârstă, toți ne dorim să practicăm actul medical în deplină siguranță pentru pacient și asta înseamnă o infrastructură medicală rezonabilă. Deci doresc infrastructură medicală bună și respectul social. Îmbunătățind aceste lucruri, pe termen scurt, cred că putem să facem ceva. Pe termen lung, lucrurile trebuie sunt mai complexe. De ce? Pentru că ne uităm la grupa de vârstă 40-50 de ani. Acolo intervine în plus familia. Oportunitățile de dezvoltare al familiei, de oportunitățile pentru educația copilului, de oportunitățile pentru integrarea medicului și familiei sale într-o comunitate. Deci aici intervine ceva în plus. Deci asta va fi o chestiune care se va rezolva probabil pe termen lung, odată cu dezvoltarea tuturor, o dezvoltare armonioasă a României. Dar, de asemenea, acesta ar putea face pe termen mediu, pe termen scurt, chiar ar trebui o reorganizare completă, o regândire a sistemului medical românesc, cumva o adaptare a acestui sistem la resursele umane și resursele financiare care le avem. 25% din absolvenții de medicină din România au plecat deja în străinătate. V-ați gândit la soluții de atragere a diasporei să revină în țară? Da, ar fi un miracol. Acest lucru s-a întâmplat în Italia. Italia este un model pentru noi. La fel au suferit în anii 40, după Doilea Război Mondial, foarte mulți italieni au migrat spre Statele Unite pentru că apoi să se întoarcă. Așteptăm să se întâmple acest lucru. Eu personal sunt rezervat, chiar pesimist, să cred că s-ar putea întâmpla în timpul vieții mele. Poate peste 20-30 de ani, dar oricum, pe ce înseamnă 20-30 de ani pentru istoria unui popor. Deci probabil se va întâmpla la un moment dat, dar nu foarte repede. Dar în ultimii ani, din statisticile pe care le aveți la CMR, ați observat o creștere a numărului medicilor care se reîntorc în țară? Nu. Avem câteva cazuri punctuale de care ne amintim cu drag și felicităm pe acei colegi, dar ca să se întoarcă cu totul în România, nu. Marea majoritate doresc să profeseze și în România, dar să rămână definitiv în România sunt foarte puțini. Deci avem puțini curajoși care rămân în țară, corect, revin corect, și rămân. Corect. Am avut chiar un foarte bun prieten care s-a întors de undeva din Africa de Sud, a încercat să facă ceva în România, din nefericire, în 2 ani de zile a clacat și s-a întors în Africa de Sud. Ar putea fi totuși o politică aceasta de atragere a diasporei și ne-ar ajuta la creșterea deficitului, măcar în specialitățile unde chiar avem nevoie? E o chestiune strategică. Dacă noi am reușit, în general, să atragem diaspora, nu numai diaspora medicală, toți profesioniștii să-i aducem înapoi, ar fi un miracol românesc.
Închipuiți-vă cum ar fi România să avem, să avem acei intelectuali pe care i-am pierdut în anii, în anii 90. Am fi mult, mult mai departe decât suntem acum. Dar nu rămâne decât o ipoteză, o ipoteză frumoasă de lucru și, din nefericire, nu cred că există vreo strategie sau mintea cuiva care să fie, să aibă această, această perspectivă. În ceea ce îi privește pe medicii de import, în ce măsură ne putem folosi de astfel de medici? Câți vin la noi? Și mă refer, de exemplu, la cei din Republica Moldova sau poate și din alte țări. Da, Republica Moldova este, este o, o resursă pentru noi. Din păcate pentru ei, pentru că și, deci, au această, există această migrație a, a medicilor din, din Republica Moldova, pentru că prima condiție ca să profesezi în România este să cunoști limba română. Republica Moldova, din fericire, limba română este, e limba națională, dar mă îndoiesc să se întâmple acest lucru în, în Filipine, Indonezia, sau în India, să avem doctori de import din, din, din Asia. Mă îndoiesc acest lucru, sincer mă îndoiesc. Cam câți medici din Republica Moldova avem în momentul de față care activează deci, în România? Da, aici este o problemă și aici este rolul important al CMR-ului, pentru că există diferențe majore între programul de pregătire în România și programul de pregătire în Republica Moldova. Sunt diferențe foarte mari. Noi am reușit o integrare europeană destul de bună, destul de bună, la un nivel rezonabil. Ei nici măcar nu au început această integrare europeană. Există diferențe de timp, de, ei fac rezidențiat pe neurochirurgie în 3 ani, la noi se face în 7 ani. Deci nu ai cum să echivalezi, nu ar fi corect față de medicul român ca un medic care face un rezidențiat într-un timp scurt să primească aceeași titlu de calificare. Dar, sigur, se întâmplă, se întâmplă, acest lucru este, este un proces la care asistăm și îl vedem, numai că o parte din ei văd România ca, ca o stație de tranzit. Primesc un titlu de o calificare dintr-o țară europeană, după care plec într-o altă țară, pleacă într-o altă țară europeană. Deci nu neapărat că rămân în România. Avem câteva sute în momentul de față? Da, câteva sute mii, probabil, de medici din, din Republica Moldova, dar cam asta este ceea ce se întâmplă, deci ei vin și obțin un titlu de calificare în România, după care migrează într-o altă țară europeană. Cu alte cuvinte, preferă să facă rezidențiatul aici și apoi să plece? Deci ei vin, își obțin titlu de calificare echivalent românesc, după care pleacă. În ceea ce privește facultățile de medicină din România, știm că ies mulți absolvenți în fiecare an. 3800. 3800, asta este cifra exactă. Pe an. Pe an. Putem considera România o fabrică de medici pentru Europa? Pe locul 2 după Kazahstan. Deci a fost regională, întâlnirea regională europene a Organizației Mondiale a Sănătății în martie și în mod clar, deci oficial, Kazahstan este pe primul loc, România este pe locul 2.